găsit. Un găsit din mijlocul orașului. Din mijlocul orașului, după calculele mele, ar fi trebuit să intru deja în parcare și să fiu în parcare, să fiu undeva ieșită din zona asta și să pot să-ți transmit, să mă pot conecta cu tine. Nu s-au potrivit calculele mele, nu m-am așteptat să stau la intrare într-o parcare cu plată, de 10 minute sunt aici și mai am vreo 3 mașini, așa că iată-mă conectată cu tine, conectați împreună, acum la ora 12, în 21 februarie 2022. Ziua 38 din provocarea noastră, 66 de zile, just move and shine, let's shine together. Strălucirea aceea care se vede acum, venită de la soare, strălucirea aceea pe care o avem fiecare dintre noi atunci când facem lucrurile cu bucurie și emanăm o energie excelentă. Sunt absolut încântată pentru că am reușit astăzi să mă trezesc și nu doar să mă trezesc, că de trezit m-am trezit și în toate celelalte zile din provocare, dar sunt foarte fericită pentru că astăzi am reușit să mă trezesc și să fac exercițiile cu Elena până în ora 6:30 să fiu gata. Mă simt super energizată, super în putere și în boom. Am așa o energie de la aceste exerciții. Mulțumesc foarte mult, Elena, mulțumesc foarte mult pentru perseverență, pentru dăruirea ta. Mulțumesc pentru felul în care mă simt. Sunt la ziua de apă și o cafea sau un ceai matcha. Și astăzi și vineri încerc să țin aceste zile, mai ales că vineri nu am reușit să fac asta, ajungând la părinți acasă, în niciun caz nu m-am sustras de la mâncarea lui mama. Dar nu am mâncat și mă simt excelent, nu am băut nici ceai verde, nici cafea, așa cum am spus, și toată energia de până acum, am avut întâlnire și cu studenții, este de la exercițiile fizice. Ne-au trebuit 38 de zile și apreciez faptul că în fiecare zi m-am gândit exact la fel. Când ies la alergat? De ce nu fac exercițiile? Am nevoie să fac exercițiile până în 6:30. Am nevoie să ies la alergat. Asta mi-am spus în fiecare zi și nu am renunțat la idee și nu am renunțat la dorința de a face lucrul acesta și pentru asta mi se pare că sunt absolut sunt recunoscătoare că s-a întâmplat lucrul acesta, că nu am renunțat. Vreau să vă mulțumesc pentru că aștept acum să apăs butonul să intru, îmi spune nu puteți intra, ok, stăm aici. Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase de săptămâna trecută, pentru felicitări, pentru dragostea voastră și încrederea voastră, pentru examenul pe care l-am susținut. Mulțumesc foarte mult și vreau să vă felicit pentru că suntem aici, suntem în această provocare, pentru că ținem aproape și cumva îmi scrieți feedback-ul vostru și mă faceți să înțeleg că este verde, mă un pic, să mă faceți să înțeleg că ceea ce facem aici și ceea ce construim împreună este cumva de folos și ne este de folos. Fiecare mesaj pe care îl citesc, fiecare gând îmi prinde extraordinar de bine și vă mulțumesc din suflet pentru că vă răpiți din timpul vostru, așa cum fac și eu, iată, și îmi scrieți un gând, îmi scrieți ceva ce din mesajul vostru ați luat și ați integrat și vă face bine în ce aveți de făcut. Stați mai un pic să iasă cineva și să intru eu. Așa. Gata. Greu și foarte. Am scris astăzi pe Facebook despre apreciere și despre wow pe care l-am avut în weekendul acesta. A fost așa, pur și simplu exact așa cum am scris, m-a lovit în momentul în care am înțeles că dacă nu apreciez ceea ce fac acum și dacă nu valorizez prin această apreciere realmente munca mea, este foarte greu să mă bucur de rezultatele muncii mele și să găsesc aprecierea în ceea ce voi face în viitor, în ceea ce construiesc în viitor. Și a fost exact așa cum ți-am spus, un click vis-a-vis de ce apreciez acum din ce am reușit să fac și ți-am dat exemplu exact cu ceea ce am simțit legat de provocarea noastră. Apreciez faptul că în fiecare zi m-am gândit că vreau să reușesc să mă mobilizez, să alerg dimineața sau să fac exercițiile cu Elena. Am făcut stretching,
N-am făcut mare lucru, mi-am făcut pașii, am mai ieșit la alergare, dar nu este ceea ce mi-am propus și ceea ce mi-am dorit și ceea ce îmi doresc să fac dimineața, adică să am mișcare, să activez acel BDNF, să stimulez corpul și să-mi dau acea... Da, Vasi, sunt la volan, m-am oprit, gata, am parcat, da, eram la volan doar cât să intru într-o parcare. Gata, sunt parcată. Apreciez tare mult acum efortul pe care îl depun și cred că fiecare dintre voi trebuie să vă gândiți la aprecierile pe care le aveți în viața, în viața voastră acum, ca să puteți să consolidați mai departe și să făuriți lucruri de care să vă bucurați cu adevărat prin această apreciere. Vasi este un coleg de-al meu de la Facultatea de Biologie și nu vine să cred că este live acum cu mine. Te rog, pupă pe Elena Focopit, vă îmbrățișez cu drag. Pe toți vă îmbrățișez cu drag, încă o dată mulțumesc pentru că ne însoțim aici, suntem 21 de oameni acum, mă tot gândesc oare de ce atunci când intram live la ora 7 eram 70 de oameni și acum la ora 12 nu reușim să ne oprim un pic, să ne scanăm, poate nici mesajul meu nu este poate atât de bine primit la ora 12 când chiar trebuie să ne întrerupem din ce facem noi, din ale noastre, ca să primim ceva din exterior. Și poate că în momentul în care deja suntem într-un lucru, într-un proces, e mai greu să ne sustragem. Dar cei care suntem împreună, nu uitați să respirați de 2-3 ori conștient, nu uitați să vă bucurați de momentul acesta de prânz și dacă până acum n-ați făcut lucrurile cumva în această lumină a Let's Shine Together, faceți-le de acum înainte pentru voi și cei de lângă voi. Ziua continuă, săptămâna este plină de provocări, cu siguranță. Pașii și exerciții cu Elena le fac și eu, super tare, Gabriela, super tare, nu ne lăsăm și eu. Mâine fac exercițiile de vineri pe care le-a propus Elena și mă duc un pic retroactiv. Mă simt foarte bine și mulțumesc pentru că asta vreau să fac de la ora la 6, 6 jumate, jumătate de oră să investesc în mișcare și în energie, de fapt, să-mi activez mitocondriile mele să produc energie pentru întreaga zi. Dragii mei, dragele mele, vă îmbrățișez pe toate, vă îmbrățișez pe toți, să aveți o săptămână cu intenții clare, conștiente, să vă meargă bine, să nu uitați că atunci când străluciți, cei de lângă voi sunt fericiți și să-i priviți cu această intenție. Vă cuprind pe mâine la ora 12 și mâine în live-ul de la ora 8 pe dietetica, vreau să vorbim despre energie pentru creier, pe mâine. Vă îmbrățișez cu drag, să ne bucurăm de ceea ce avem acum și să apreciem lucrurile pe care le construim acum în viața noastră.